Orbul Bartimeu. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 46 la versetul 52. Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis: Chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: Îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus.